Da, după cum se poate vedea, aceștia sunt larve de gândacul zmeurului sau musculița zmeurului și amurului. Se numește musculița galicolă sau Lasioptera rubi, numele științific. Observați, larvele sunt vii, se mișcă și acum m-am convins, este exact cum arătau poze și pe internet. I-am găsit la mine în grădină, sunt câteva plante bolnave și tocmai de aceea le-am lăsat ca să mă conving. Uitați cum mișcă la un moment dat. De sunt vii, sunt portocalii. Bine, eu personal n-am văzut cum arată această musculiță, am văzut-o doar în imagini, în realitate n-am văzut-o. Ea depune ouăle pe frunzi, acum în luna mai, și acele ouă intră prin flori, eclozează în tulpină și anul viitor ele ies cum le vedeți acum. Să măresc, să transformă, iese din, pentru că se rupe locul ăla acolo, pe zmeură, iese și pleacă mai departe, ca să-și continui ciclul. Deci planta nu mai este, practic, chiar dacă mai are zmeură pe ea, este secționată și se usucă. Deci un mare dăunător. Nu știu ce rol au aceste gângănii, însă le vedeți acum. Sunt curios cum arată această insectă, pentru că n-am văzut-o niciodată decât în pozii, tot pe internet. Observați cum mișcă, cum se zbat, așa, într-un fel. Bine, sper că este interesant și util acest video în legătură cu acest dăunător. Ăsta este doar unul dintre mulții dăunători la zmeură și mur. Și nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a putea observa plantele de mur și zmeur în special, dar și arbuși fructiferi. Vă doresc o zi bună, la revedere!